pornim? Bună ziua și bine v-am găsit la profunde pe exerciții de matematică. Așa, copim. Să începem. Bona are o bibliotecă, biblioteca sa cărți cu povești și cărți cu poezii. Numărul cărților cu povești este cu 4 mai mare decât numărul cărților cu poezii. Mai cumpără 5 cărți cu poezii și acum are în total 24 de cărți cu poezii. Câte cărți sunt în total în bibliotecă? Bun, ne facem treaba. Cărți cu povești, ai spus, și poezii, tot cu pânul. Puneți pov și poe. Da, povești și poe. Hai să notăm cu X. Povește de da cu X, ca să fie mai ușor. Și cu Y, poeziile. Da? Poeziile. După ce am notat cu X numărul cărților povești, și cu Y numărul cărților de, cu poezii. Cărțile cu povești este cu 4 mai mare decât numărul cărților cu poezii. Deci cărțile cu povești... X mai mare decât Y. X-ul e mai mare decât Y, da? Cu cât? Da. Cu 4. Atunci ce să facem? Ce relație să X mai mare decât Y. Bun. X e mai mare decât Y, am înțeles. Și cine e mai mic? Y-ul. Și atunci... Da. Cu cât e mai mic el? Cu 4. Adică ce relație se traduce mai X mai mic? X mai mare decât Y cu 4. Și cum scrie matematica asta? X mai mare decât Y cu 4. Egal cu 4. Păi nu. Cum traducem noi? 4 ăsta cui să adăugăm? Lui X. Lui X? Dacă X e deja mai mare. Nu, X e mai mare cu 4. Păi da, el e deja mai mare. Cui se adaug? Diferența dintre X și Y da. Este cât? Deci 4. Așa puteam scrie, nu? Diferența. Da. Adică X minus Y, X minus Y egal cu 4. Asta înseamnă că poveștile sunt cu 4 mai mult. Sau altfel spus, la cele mai mici lui Y că adăugăm că 4 facem cât X. E de parcă ar scrie echivalent că X-ul egal cu Y plus 4. Vezi? Aici trebuie tu să traduci. Dacă spune că poveștile, numărul cărților povești mai mare cu 4 față de numărul cărților poezii, e limpede că... Sau dacă nu, să fi făcut segmente și adăuga 4 mic la... Sigur că așa acolo, știu mai bine, acolo așa... de relația matematică pare mai abstractă, da? Da. Deci, cu alte cuvinte, dacă notam pe cele mai mici Y-ul cu atâta, nu? Segmentul ăsta, X-ul ar fi fost ce ar fi fost înainte al lui Y și încă 4. Încă 4. E clar. Mai clar, nu? Ochiul vrea să fie ajutat cu reprezentarea asta. Adică contribuie și ochiul decât la partea abstractă, vine mult mai ușor. Corect. Deci X-ul este cu 4 în plus. Ce mai spune problema? Păi tu urmărește ce mai spune. Mai cumpără 5 cărți cu poezii. Mai adaugă 5 cărți cu poezii. Adică unde cele 5 cunii le adăugăm? La Y. La Y, nu? Că Y-ul sunt cu poezii. Deci mai adăugăm acum. Scriem plus 5. Uite, venim cu... Facem spațiu punctat. Da? Așa. Spațiu punctat. 5. Mai mult cu una, da? 5 mai adăugăm. Și acum, în total, numărul lor, în total, al cărților cu poezii și cu povești, este... Cât? Pune autorul. În total sunt 24. Sunt în total. Sunt la fel amândouă. Poftim? Cum? Sunt la fel amândouă. Păi, tu răspunde. Nu. Numărul nu este egal. Nu.
Nu, pentru că Y este cu 1 mai în plus. Așa. Și vom face 5 plus 4 egal cu 9 și 24 minus 9, ne va da un rezultat. Și așa rezultatul o să-l împărțim la 2. Da. Și atunci o să adăugăm un punct la Y. Da. Un punct. O carte. Dar de ce să adăugăm acolo? Pentru că este cu... Nu, la fel, pentru că am scăzut tot. Da. Am scăzut surplusul. Surplusul am scăzut. Și, mai rămân... și ne rămâne acum, practic... Cele două, doar cele două segmente. Deci ne rămân la nivelul ăsta când am scăzut. Cine sunt aceste două? Y-ul este exact. Da? Y-ul este exact, adică cine erau Y-ul? Poveștele, deși am aflat numărul cărților de povești. Și poeziile câte o să fie? Poeziile o să fie la fel. La fel, dar noi știm că erau cu 4 plus. Da, și am scăzut. Le-am scăzut, ca să putem să le facem egale. Da. Dar în mod normal, la sfârșit, ce o să facem? Adăugăm acele 4. Adăugăm cele 4. Nu? Da. Și la celelalte adăugăm că 5, că zic că voi cumpăra pe 5. Și ce întreabă autorul? Ia să vedem. Câte cărți sunt în total în bibliotecă? După ce au cumpărat, încă pe cele 5. După ce au cumpărat tot. Adică 24 este numărul total după ce... Bun. Da, mai citește că autorul aici nu prea îmi place cum m-au gândit. Bogdan are în biblioteca sa cărți cu povești și cărți cu poezii. Bun. Numărul cărților cu povești este cu 4 mai mare decât numărul cărților cu poezii. Bun. Așa. Mai cumpără 5 cărți cu poezii și acum are în total 24 de cărți cu poezii. 24 de cărți cu poezii? Vezi că am scăpat din vedere. Numai cu poezii sunt 24. Foarte tare, problemă. N-am păcălit. Așa scrie, nu? Deci, da, așa scrie. Deci vezi tu, nu am zis în total sunt. Nu am zis în total și poate opri. Gata. Dacă nu ne ducem să citim până la capăt fraza, am greșit. Uite cum am greșit. Vezi? De ce mi-am era clar? De ce mi-am era clar și eram așa de surprins? Nu se poate să fie așa o chestie. Deci, vezi? De ce trebuie să învățăm din toată povestea asta? Ca să citim încă o dată, încă o dată și încă o dată. Deci, el mai cumpără 5 și aici face, aici când face, este 5, fac în total 24. E altă poveste, altă problemă acum. Dar profesorul ăsta a scris 24, da? 24. Uite aici, punem pe cele 4. Asta era... Y-ul poeziile. Y-ul și aici X-ul, X-ul povești. Povești. Perfect. Acum, gata. E bine. Deci când ne cumpără pe cele 5, fac 24. Da. Foarte frumos. Atât. Ne mai spune ceva, Mariu? Atât. Și trebuie să... Să aflăm câte... Câte cât sunt în total în bibliotecă. Aha. Poezii, povești, în total. Exact. Hai să vedem. Schimbăm strategia. Da. Că dacă trecut am zis că în total dăm surplusul, dar nu merge treaba acum așa. E altă poveste. Ia să vedem. Gata. Hai să vedem ce idee ne dă Mario. Deci eu stăm acum pe gânduri și vedem cum să facem problema. Deci, erau, câte erau cu 24 plus poezii? Mai punem încă 5 și ajungi la 24. Oare câte erau dacă mai pus el? Înainte erau 24 minus 5. Sigur că da. Și erau 9. Deci Y-ul înseamnă așa. 24 minus cele 5 care le-a pus el. Și face cât? Egal cu 19. 19. Deci Y-ul e 19. L-am aflat câte sunt. Iar X-ul, poveștile sunt cu 4 mai multe. Da, și ce câți fac? Sigur că. Egal cu 23. Deci poveștile X-ul înseamnă 19 plus 4 și egal cu 23. Da.
Întrebarea este, câte cărți sunt acum în bibliotecă? Cât acum adunări? Păi, totale. Câte cărți sunt în total? Total, adică și plus cele 5? Păi sigur, și cele 5. Adică 24 plus 23? Sigur că da, 24. Sigur că da, 24 și 23. Deci scăderea asta a celor 5, adică 19 inițiale acelea, ne-au ajutat pe noi ca să putem să aflăm pe X. Iar cât privește numărul total, la 24 adăugăm pe X. Da. Da. Deci numărul total, X plus Y și plus X plus Y și plus 5 era, nu? Înseamnă de fapt 24 plus 23 egal cu 47. 47 de cărți sunt în total în biblioteca lui. Ce am învățat de problema asta? Hai să-i spun și prietenilor noștri. Ce lucru foarte important cu care te desparți tu? Asta e, să citim foarte atent problema. Că o mică neatenție, ne citind până la capăt fraza, o interpretăm altfel și am stricat toată problema. Dacă nu-l opreați dumneavoastră, el cu siguranță mergea așa. Sigur că da. Mergeam și eu, primesc mesajul la el așa și atunci eu mergeam mai departe fără să stau pe gânduri. O altă problemuță? Mai ai tu una? Ba, dar este o dificilă. Dificilă? Păi da. Alea ne plac. Păi suma trei numere este 543. Primul număr este 145, iar al doilea număr este cu 173 mai mare decât primul. Cât este al treilea număr? Și dificilă? Da. Dar oricum facem treabă, ne descurcăm. Păi 145 plus 173, ne va da un număr și o să scădem din 543 și o să aflăm al treilea număr. Deci, încă o dată, ia să vedem cum propui tu. Suma trei numere. Cum propui tu? X, Y și Z sau A, B și C? Cum vrei? A, B și C. A plus B plus C. Suma trei numere. A plus B plus C. Egală cu? Este egal cu 543. 543. A egal. A egal. 145. Așa ne dă autorul? Da. 145. Da. B egal. Da. 145. Spun eu, pentru că este cu 173 mai mare. Și o să facem 145 plus 173. Așa, dacă e cu atât mai mare, ia adăugăm, nu? 145 plus 173. Bun. Și cât face suma asta, ca să-i răspunde? B egal. 5 cu 5 plus 3, 8. Da. 40 cu 7, 10. 11. 11. 2 cu 1, 3. 318. Așa. Și mai departe o să faci. Pe A l-am aflat, pe B l-am aflat, pe C cum l-am aflat? 543 minus... Deci C-ul va fi egal cu 543. Nu, C egal. Da. 145 păi. Plus 145 plus 318. Asta înseamnă A plus B. Da. Și atunci, de ce mergi? Să scrie mai întâi A plus B? Păi așa, aflu că A plus B, aflu cât este A plus B, că intră aici, nu A plus B. Deci A plus B este egal cu, vorbește? Este egal cu 145. Da. Plus 318. Da. Este egal cu 5 cu 8 este egal cu 13. 3. Da. Și 1 reținem. 4 și cu 10 reținută 5. Și cu 1 6. Da. 1 și cu 3, 4. 463. Corect. Și acum îl aflăm pe C. Da. C este egal cu 543. 543. Minus 463. Minus 463. Și egal cu? Egal. 3 minus 3, 0. 4 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm. 4 și cu 4, 8.
4 minus 4, 0. Deci 80. 80 este ceva. Și spunea că este grea. Uite, ia să vedem. Într-un depozit de legume, fructe, erau 288 de kilograme de cartofi și ceapă. După ce s-au vândut 224 de kilograme de cartofi, s-au mai cumpărat 203 de kilograme de ceapă. Au rămas 20 de kilograme de cartofi. N-am înțeles loc. Ca să mai citim problema, că este esențial să o citești tu, să o înțelegi tu. Nu eu. Citește, te rog. Într-o depozit de legume, fructe erau 288 de kilograme de cartofi și ceapă. Deci ceapă plus cartofi, C plus C. Sau putem să facem mic și Y. Hai. Ceapă plus tot cartofi, tot cu C, nu? Ceapa. Hai să notăm. Ceapa egal cu X, cartofi, egal cu Y, da? Da. Și atunci, X dictează că nu știu ce fac. Cum scrie? După ce s-a vândut... Nu. Prima relație, prima parte. Prima relație, X plus Y egal 200. X plus Y egal cu 200... 28. 288. 288. Așa. A doua relație. După ce s-au vândut 224 de cartofi, s-au mai cumpărat 213 de kilograme de ceapă. Au rămas 20 de kilograme de cartofi. Băi, te-am înțeles. A. Câte kilograme de cartofi au fost inițial? Băi, tu vezi că eu nu înțeleg, nu știu de ce. Nu sunt atent, eu vorbesc. Ia, mai citește tu ăla. Vezi, sunt atâtea kilograme de cartofi și ceapă. După ce s-au vândut atâtea kilograme de cartofi și s-au mai cumpărat 213 kilograme de ceapă, a rămas 20 de kilograme de cartofi. După ce s-au vândut 224 kilograme de cartofi, au rămas 20, nu? Erau în total cartofi și ceapă la un loc 288. S-au vândut cartofii 224 și s-au mai cumpărat 213 kg de ceapă. Au rămas 20 kg de cartofi. Câte kilograme de cartofi au fost inițial? Cred că așa. Domn profesor, eu cred că așa. Este 224 plus 20. 224. S-au vândut. Da. Și 20. Au mai rămas 20 de cartofi, da? Da, 220. Câte kilograme au fost inițial de cartofi? Asta, că nu s-au operat asupra cartofilor deloc. Cred că la asta se referă. Și câte kilograme de ceapă sunt acum? De ceapă sunt acum? Da. Păi sunt 400 și ceva. Păi nu, că-s 238 în total. Nu. Așa, ia să vedem. Vom face. Vom afecta 224 plus 20. Ne va da o sumă și o să scădem din 288 ca să facem ceapă. Tu ai observat așa. Știm că X plus Y în total, la început sunt 288, da? Da. Hai să spunem, s-au vândut, cât ai zis, 224 kilograme cartofi. Dar mai scrieți Y. Y, da? Sau cartofi, da? Sau Y, kilograme Y. Bun. Au rămas 20 kilograme Y de cartofi. Înseamnă câte kilograme a fost de cartofi inițial? Egal. Da. 224 plus 224
plus y este plus 20 este egal cu 244 kg. Și acum putem să aflăm ceapa. Cum? Putem să aflăm X. S-au mai cumpărat, nu ați scris. S-au mai cumpărat 213 kg de ceapă. El vrea să afle acum câte ceapă a fost era la înainte, înainte a, de ascultare, da. Dacă am intrat, 248. Exact. 244, 288 minus 244. Ca să afle câte ceapă era înainte, da? Și era 44. 44 kg. Și s-o mai cumpărat încă 213. Adică mai adăugăm la 44, 213, da? 257. Deci, iată, aflăm acum în etapa a doua. În prima etapă am aflat cartofii. În etapa a doua aflăm câtă ceapă era înainte. Da? Aflăm câte ceapă era înainte. De aceea facem operația asta. Scădem din cât? Din 288 scădem pe 244 și obținem 44 kg. Deci 44 kg de ceapă. Și acum, etapa a treia, aflăm cantitatea totală. Deci aflăm cantitatea totală. Adică adunăm 213 plus 44. 213 plus 44 și egal cu este egal cu 257. Face 257 kg de ceapă. Da? Pe kilogram. X-ul egal cu 257. Da. Acum ne întreabă problema câte kilograme de cartofi a fost inițial. Câte kilograme de ceapă sunt acum? Am spus. Inițial au fost 200, cât 44, da. Y-ul. Și ceapa acum, în momentul de față, înseamnă 27 kg. Da? Deci am răspuns la problemă. N-a fost atât dificilă. Unde ți s-a părut mai interesant? Faptul că din cantitatea totală am dat 200 și am văzut cartofi în totalitate, da? Păi atunci când au spus că s-au vândut 224 de kg de cartofi și au rămas 20 de kg de cartofi. Bun. Acolo, da? Deci da. Ai adunat cartofi ca să știi toată cantitatea de cartofi și tu n-ai scăzut-o din total. Ei, hai să mai facem o problemuță de aceea cu când s-a născut... Când s-a născut Andrei... Mama avea nu știu ce vârstă... Când s-a născut fratele său la 4 ani... Da? Hai să facem o rând. De ce? Zidem dacă mai amintim, nu gândim la o astfel de probleme. Deci, când s-a născut. Când s-a născut. Andrei. Mama avea 35 ani. Când s-a născut. Ana. Andrei avea 4 ani. Acum ei acum Ana are 7 ani. Câți ani au împreună? Întrebarea este câți ani au împreună?
Deci când s-a născut Andrei, mama avea 35 de ani. Când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani. Acum Ana are 7 ani. Trebuie să-l aflăm pe Andrei, după ce când Ana avea 7 ani. Știm că când s-a născut Ana, Ana avea 0 ani. Așa. Și Andrei avea 4 ani. Așa. 4 înainte. Așa. 7 plus 4 este egal cu 11. Așa. Și vom adăuga la mama 4 ani. 7 ani. Nu, 4. Deci, mama avea aici 35. Vom adăuga 15 și 7. Deci 35 de ani avea mama. Acum, când începe Andrei, deci N-a venit nimic la momentul ăsta. Când apare Ana, Andrei face 4 ani. Deci Ana este de aici, începând. Da. Și Ana acum se duce 7 ani. Câți ani au împreună? 3. Da. 7 plus 5. 7 plus 4. Da, 7 plus 4. Deci lui Andrei, îi punem pe cei 7 ani și el are acum câți ani? Are 7 plus 4 este egal cu 11. Da. Ana are 7 și mama. Și mama are 7 plus 7, 14, 35 plus 14. Deci 35 plus 14. Pentru că 7 ani și cu 7 ani. Că deci mama face 2 ani într-un, nu? Ea crește vârsta ei, așa o duce repede. 2 ani? Deci cât te adăugăm mami? Cât te adăugăm mami? 3 ani. De ce 3 ani? 2 ani. Păi, ești atent. Păi, ăsta e la dodă mamei. Cât este ăsta? 11. Sigur că s-a vârstat la Andrei. Deci 11. În concluzie, care este suma? Care este suma totală? Suma totală este 46. Deci 46. 6, mama egal 46 ani. 46 plus Andrei, 11. Andrei 11. Da, egal cu 11 ani. Ana este egal cu 7. Și Ana egal cu 7 ani. Da? Da. Este egal 64. Deci total este cât? 64. 64. Da? Și cu asta am aflat. Da. Ei, am putea face invers acum. Dăm vârsta totală. Da? Și mergem înapoi să facem problemă, da? Da. Deci, putem așa. Suma vârstelor este 64 și să se afle vârsta mamei. Domnul vostru știați numărul? Păi, când am făcut-o așa, am construit. Acum, înapoi, n-am știut eu cum să dau vârsta asta. Dar în toată legătura asta, spunem așa. Vârsta mamei lui Andrei și lui Ana acum este de 64 de ani. Ce vârstă avea mama? Știm că s-a întâmplat exact așa. Andrei. Când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani. Acum Ana are 7 ani. Și de el trebuie să meargă înapoi acum. Deci aceasta ar fi problema care mă interesează, o faci tu acum. Deci problema ca pentru mâine este așa. Notează-ți. Când s-a născut Andrei, nu mai spune că mama avea 35 de ani. Spune doar atât. Când s-a născut Ana, Andrei avea 4 ani.
Deci când s-a născut Ana, Andrei a dat 4 ani. Când s-a născut Ana, când s-a născut Ana, Andrei a dat 4 ani. Acum Ana are 7 ani. Iar suma vârstelor tuturor, este 64. Să se afle vârsta mamei. 35. Așa trebuie să ajungi tu, dar să vezi cum ajungi. Da? Problema este înapoi acum. 36. Deci înainte am construit-o și înapoi am rămas pentru... 36. Și acum să mai dăm o... să facem și o împărțire. Hai să vedem. Împărțire și mulțire și colonare. Nu m-aș gândi, numai să vedem împărțire. Vreau să facem următoarea împărțire. 724 împărțit la 4. 724 împărțit la 4. Ok. Cum gândim? Vorbește, când mă lași pe mine stau așa. Nu-i corect. Hai că e corect, e foarte corect. Trebuie să mă ajut, că noi facem echipă, că așa mi-ai propus tot timpul. Mi-ai zis că mă ajut în fiecare moment. Hai, cum? 700 plus 20. Așa, 700 plus 20 plus 4, totul de împărțit la 4. La 4. Și la 4. Mai întâi să împărțim sutele la 4. Nu, mai bine facem cu unitățile. Păi nu, de la sute, de așa se... De uite, așa se începe la împărțire. Că tot ce ne rămâne, tot punem în spate. Hai să la sute, 700 se bate până la 4. Dacă ar fi o singură sută la 4, s-ar împărți? Ai putea să împarți 100 la 4? Da. Cât ar face? Deci 100 împărțit la 4 fac 25. Dacă ar fi 200, 200 împărțit la 4, cât ar face? Cred că 200 împărțit la 4, 55. Nu, de 2 ori 25. 50. Odată 100 făcea 25, mai face și cealaltă 100, da? Fac 25. Dar 700 împărțit la 4. Mare cât se face? Aici 50. Așa. Cât se face? Deci s-a dublat. 25? Nu știu cât se face, dar trebuie să gândim. Ce s-a întâmplat? La 100, când am împărțit la 4, ne-a dat 25. Când sunt 700, de câte ori 25 va fi? De 7. De 7 ori. Deci egal cu 7 ori 25. Și cât ar face de 7 ori 25? 140. Cât? 140. De 4 ori cât face? Păi 2 ori 7. 20 ori 7. Fac 140. Fac 140. Și 5 ori 7? 5 ori 7. 5 ori 7? 35. Și cu 140? Și cu 140, 175. Vezi, 175. Nu-i corect. Păi 175. Pentru că... Vezi tu? Deci împărțim pe 700 la 4, ne-a dat 175. 175 plus 5. Plus 5. Plus 0. Și plus, nu cum, 4 împărțit la 4? 1.